ASEA Târgu Mureș păstrează distanța față de CSU Craiova și după meciul direct. Mureșenii au terminat la egalitate, scor 1-1, partida de pe stadionul extensiv din Craiova. Pentru echipa antrenată de Cristiano Bergo, i-a marcat Filip Iazvici, iar pentru gazde a înscris tot un jucător din tabăra mureșeană, Ramiro Coșta. Rezultat de egalitate pe extensivul din Craiova. ASEA Târgu Mureș și CSU Craiova și-au împărțit punctele puse în joc în etapa 17 a Ligii 1. Golurile partidei au fost însă marcate de doi jucători ai ASEA-ului. Meciul începe cu un ASEA motivat să tranșeze rapid disputa de pe extensivul din Craiova. Romario Cortog are șansa deschiderii scorului în minutul 3, dar șutul său ocolește poarta craiovenilor. Scorul avea să fie 1-0 pentru mureșeni în minutul 14, când Iazvici înscrie fără speranțe pentru Bălgrădean, după un șut în forța lui Romario. ASEA a avut șansa desprinderii în minutul 32, dar șutul din afara careului a lui Voiculeț lovește bara. Și dacă nu a fost 2-0, a fost 1-1. În minutul 35, atacantul ASEA-ului, Romario Coșta, deviază nefericit în propria poartă mingea trimisă din lovitură liberă de Zlatinski și aduce egalarea pe tabelă. Repriza a doua a curs spre poarta mureșenilor, care păreau mulțumiți cu rezultatul de egalitate. CSU Craiova a atacat poarta lui Edi Stăncioiu cu toată echipa, însă mureșenii au închis toate spațiile. CSU Craiova putea închide meciul în minutul 85, când șutul de la 30 de metri a lui Zlatinski a zguduit bara porții lui Stăncioiu. După această partidă, ASEA acumulează 26 de puncte și menține diferența de 3 puncte față de Craiova. În etapa următoare a 18-a Ligii 1, ASEA primește vizita revelației acestei ediții de campionat, Viitorul Constanța. Jucătorii lui Hagi ocupă locul al doilea în Liga 1 cu 32 de puncte, cu 4 mai puțin decât liderul Astra Giurgiu. Partida de pe Transil va avea loc după pauza prilejuită de amicalul naționalei României cu Italia, mai exact, duminică, 22 noiembrie, ora 18. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!